Vă mulțumesc pentru că ați avut răbdare și am lucrat împreună și că ați contribuit la creșterea platformei. Vă mulțumesc că investiți timp. O zi din business-ul dumneavoastră este foarte important și știm că asta este cea mai mare investiție. Doar în anul trecut am avut o investiție de 21 de milioane de euro. Este o investiție mare, este imensă pentru ceea ce înseamnă business-ul de e-commerce și ceea ce înseamnă online și tehnologie și mai ales pentru ce înseamnă România. Acum avem Bulgaria, Ungaria și am preluat anul acesta Polonia, acum este un proces de integrare. Am investit în dezvoltarea oamenilor prin academii și diverse traininguri pe diverse verticale, 1 milion de euro. Și foarte important, am investit în dezvoltarea platformelor. Dacă în 2009 aveam 17 milioane de vizite anual, anul trecut am ajuns la 130 de milioane de vizite. Este o evoluție impresionantă și aș spune că este chiar în fața evoluției internetului în România. Ne așteptăm și anul acesta la o creștere de 37%, este o creștere mare, și de asemenea creșterea să continue cu peste 30%. Dacă ar fi să comparăm acest trafic cu traficul din mall-uri, avem în momentul de față un trafic egal cu cel al primelor 15 mall-uri cele mai mari din România adunate. În 2014, 27% din traficul pe care l-am avut în EMAG a fost trafic de pe dispozitive mobile. Anul acesta estimăm că 40% va fi trafic de pe dispozitive mobile. Deja în acest moment suntem la 38%. Anul următor, mai mult de jumătate dintre clienți vor veni de pe mobil. Anul trecut am ajuns la 14% din comenzi, în medie la nivel de an, deci comenzi generate către partenerii din marketplace, din total comenzi. Anul acesta, aproape un sfert din comenzi vor fi comenzi către parteneri. În 5 ani vom ajunge ca jumătate dintre comenzile pe care le primim să fie către partenerii din marketplace. Spre deosebire de un marketplace tradițional, noi avem specializare în categorie, ceea ce înseamnă că avem un catalog de produse pe care îl gestionăm. Model de marketplace atașat la un model puternic de first party este modelul care funcționează. Vrem să comunicăm pe toate canalele pe care clientul își dorește să comunice cu noi. La sfârșitul anului vrem să ajungem la 1 milion, acum suntem undeva la 400 și ceva de mii. 1 milion de produse reprezintă mult mai mult decât găsește oricine în orice mall din România. Video va avea o importanță din ce în ce mai mare, pozele care spun ceva, care spun povestea din spatele produsului, deci contentul și tot felul în care documentăm produsele este relevant. Vom deveni un canal prin care produsele ajung din ce în ce mai ușor către client. Vom investi foarte mult în creșterea experienței de cumpărare. Vom ajunge să creștem tot ce înseamnă piața de e-commerce. Cred că, așa cum am zis, oportunitatea este imensă. Dacă ne uităm la cât de mică este penetrarea e-commerce în anumite categorii, la cât de mică este penetrarea e-commerce în total retail, ca idee e-commerce este undeva la 1 miliard și ceva în România, iar tot ce înseamnă consum, dacă dăm la o parte combustibile, autoturisme, real estate, trece de 30 de miliarde în România.